Viitorul se hotărăște în prezent. Celulele STEM ajută. Nimeni nu se îndoiește de acest lucru, nu? Problema este că doar o singură dată în viață avem șansa de a le recolta, la naștere. Și atunci se pune întrebarea, o fructificăm sau o lăsăm să se piardă? Răspunsul am să vi-l dau imediat, folosind un element din lumea copiilor. Jocul video. În orice joc video, în orice clipă, mai ales înaintea unei aventuri în necunoscut, orice copil salvează poziția în care este. Ordonă computerului să stocheze undeva, la loc sigur, ceva. Un fișier, un document, o informație despre sine. Odată ce computerul a pus bine fișierul la loc sigur, copilul se poate aventura nestingherit în joc. Dacă primește o lovitură neașteptată, are act de cojocul ei. Apelează imediat la fișierul salvat și reia jocul cu forțe noi. Dacă apare o altă lovitură neașteptată, nicio problemă. Fișierul salvat vine iar în ajutor. Dar în jocul numit viață, acolo unde nu ne putem permite să greșim, avem oare șansa de a salva o situație inițial favorabilă? Răspunsul este da. Și este vorba de momentul nașterii, unde, fără nicio problemă, putem salva informații vitale despre nou-născut din sângele cordonului umbilical. În acel moment magnific al vieții, putem salva prin recoltarea de celule STEM cele mai multe informații biologice despre viitorul adult. Exact ca în jocul video, dar de data aceasta în viața reală, viitorul adult va putea para o serie de lovituri neașteptate ale sorții grație acestor celule extraordinare. Celulele STEM sunt un tip aparte de celule care se pot transforma în oricare dintre cele peste 200 de tipuri de țesut din corpul uman. Știința medicală avansează rapid și noi tratamente sunt îmbunătățite prin transplanturile de celule STEM. Leucemii acute și cronice, tulburări limfoproliferative, tulburări ale fagocitelor, anomalii ale trombocitelor, tulburări metabolice, histiocitare și tulburări de sistem imunitar, toate, dar toate aceste boli sunt tratate cu celule STEM. Tot astfel, oamenii de știință vor putea trata în curând și boala Parkinson și diabetul. Degenerarea maculară este aproape rezolvată prin tratament cu aceste celule. Tot ce trebuie să facem pentru copiii noștri este să dăm încă din prima zi save în marele joc care îi așteaptă, cel numit viață. Iar cea mai îndreptățită persoană care să facă acest lucru, să recomande mamelor acest lucru, sunteți dumneavoastră, medicul obstetrician. Invitați-o pe viitoarea mămică să se instruiască și ajutați-o în acest sens. Noi avem o colecție întreagă de cazuri cu care ne mândrim la această adresă de internet. În fiecare dintre ele, salvarea a început de la medicul obstetrician, pentru că la sfatul acestuia, familia respectivă recoltase la naștere celule STEM. Vă invităm să le studiați, pentru a putea veni în întâmpinarea întrebărilor puse de viitoarele mămici. Și noi, și dumneavoastră avem mare încredere în știința medicală, iar fiecare nouă descoperire va fi un nou argument pentru recoltare. Viitorul se hotărăște în prezent. Este foarte posibil ca recoltarea de astăzi să aibă o importanță covârșitoare asupra unei familii întregi peste 20 sau peste 30 de ani. Noi, Biogenis, și dumneavoastră putem astăzi asigura un viitor sigur fiecărui nou născut ce se pregătește să vină pe lume. Putem, pentru că ne stă alături știința medicală. Recomandați viitorilor părinți să se informeze cu privire la recoltarea de celule STEM la naștere.